Salut, prieteni! Recent mi-am vândut drona. Vreau să vă împărtășesc trei lucruri care trebuie să le faceți atunci când vreți să vă vindeți o dronă. În primul rând, dacă drona a fost înregistrată, trebuie să dezlipiți codul de operator de pe dronă. În al doilea rând, trebuie să intrați în aplicația DJI Fly, la profil, la Device Management, iar aici la Account and Device, va trebui să dați Remove Device from Account pentru a desperechea drona de contul dumneavoastră DJI. Veți apăsa Remove Device from Account și aici vă explică că dacă veți desperechea drona de contul dumneavoastră, ea va putea fi folosită de către alți utilizatori după ce se vor loga pe contul lor. Vă întreabă dacă sunteți siguri și dați confirm pentru a face acest pas. Eu însă nu o să fac, deoarece aceasta este drona mea actuală. Am avut un Air 2 care l-am vândut. Iar al treilea pas este să intrați pe site-ul uasca.ro în codul dumneavoastră, intrați la identificare, iar aici, dacă dați mai jos, veți vedea dronele pe care sunt înregistrate pe dumneavoastră. Veți selecta drona care vreți să o ștergeți și apăsați pe butonul șterge. Eu am vândut R2-ul și rămân cu R3-ul. Ștergerea este irreversibilă, sunteți siguri, dar cam atât pentru astăzi. Dacă vi s-a părut util acest mic tutorial, nu uitați să dați un like. Mulțumesc, o zi bună!